ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un accident grav s-a produs astăzi dimineață la Stăuceni, în urma căruia un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital. Mașina în care se aflau aceștia a intrat într-un camion parcat pe marginea drumului. Condiții mizerabile în secția de primire urgente a Spitalului Municipal din Bălți. O activistă civică a postat imagini în care pacienții dorm pe holuri, în timp ce sala de operații este separată de restul saloanelor doar printr-o draperie. Administrația instituției neagă informațiile. Ucraina se pregătește de o intensificare a luptelor în preajma zilei independenței țării, care va fi marcată miercuri. Între timp, noi atacuri s-au produs la Nicopol, în apropiere de Zaporojie. Un bărbat a decedat, iar altul a fost grav rănit în urma unui grav accident produs în această dimineață la Stăuceni. Automobilul în care se aflau cei doi a intrat într-un camion care staționa pe marginea drumului. Ambele victime erau angajate la o agenție de bază. Tragedia s-a produs în această dimineață în jurul orei 8 în comuna Stăuceni. Oamenii legii spun că la un moment dat șoferul automobilului de marca Dacia a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu viteză într-un camion. Conducătorul automobilului Dacia, ce aparține unei firme de securitate, în timpul deplasării a pierdut controlul și s-a tamponat într-un camion de marca Mercedes ce staționa pe marginea carosabilului. În urma impactului, pasagerul din automobil a murit pe loc, iar șoferul, un tânăr de 23 de ani, a fost transportat în stare gravă la spital. Acesta s-a ales cu fracturi la coaste și bazin. Pacientul a fost urgent transferat în blocul operator, în secția pentru intervenție neurochirurgicală și la moment se efectuează intervenția neurochirurgicală pentru evacuarea hematomului subdural. Impactul a fost atât de puternic încât din automobil a rămas doar un boț de fiare. Poliția a inițiat o cauză penală pe marginea cazului și urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul. O bătaie generală s-a iscat în după-amiaza zilei de ieri chiar pe peronul autogării din centrul capitalei. Cel puțin 10 persoane, bărbați și femei, și-au împărțit pumni și picioare. Cu ce s-a terminat scandalul și ce spune poliția? Aflați în câteva minute la știri. Șaisprezece persoane, dintre care 14 cetățeni din Kârgâzstan și 2 ruși, au murit în urma unei coliziuni dintre un microbus și 2 camioane în regiunea rusă Ulianovsk. Potrivit imaginilor difuzate de presa rusă, vehiculul cu pasageri a fost practic strivit între cele 2 camioane. Potrivit unor martori citați de agențiile ruse, un camion a ieșit de pe banda pe care circula și a intrat în coliziune cu un microbus care venea din sens opus. Ulterior, vehiculul a fost lovit din spate de un alt camion, fiind aproape în întregime aplatizat de cele 2 camioane. Noi bombardamente au avut loc în orașul ucrainean Nicopol, situat în apropierea centralei nucleare Zaporojie. Ucraina se pregătește pentru o intensificare a atacurilor cu rachete din partea Rusiei în preajma zilei independenței, care va fi marcată miercuri. Statul major de la Kiev avertizează că Rusia a plasat mai multe nave de război și submarine purtătoare de rachete de croazieră în Marea Neagră. Peste 40 de obuze au lovit în această noapte mai multe zone rezidențiale din orașul Nicopol, din regiunea Dnipropetrovsk, aflată în apropierea centralei nucleare din Zaporojie. Orașul a fost bombardat de 3 ori din sisteme de artilerie reactivă de tip Grad și artilerie de calibru mic. Bombardamentele au provocat 5 incendii și au rănit 4 persoane. Un atac cu rachete dinspre regiunea rusă Belgorod a fost lansat asupra cartierului Kievski din orașul ucrainean Kharkov. A fost distrusă o clădire cu 2 etaje. Nu s-au înregistrat victime. Forțele rusești au efectuat mai multe asalturi pe linia de front Herson-Nicolaev și au făcut progrese parțiale la est de orașul Nicolaev. Rusia susține că rachetele sale Calibr au distrus un depozit de muniție care conținea muniție pentru rachetele HIMARS fabricate în SUA, în regiunea sud-estică ucraineană Odessa, în timp ce Kievul a declarat că a fost lovit un depozit de grâne. Cu ajutorul rachetelor HIMARS, armata Ucrainei a atacat noaptea trecută o bază militară și un depozit de muniții rusești de la periferia orașului Donetsk.
Încă și azi dimineață depozitul ardea și muniția detona, arată imagini filmate cu drona. Totodată, ucrainenii au lansat un nou atac asupra podului din Nova Kahovka. Kievul se teme de o provocare din partea Rusiei de ziua independenței Ucrainei și avertizează deja de câteva zile în legătură cu asta. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că săptămâna aceasta Rusia ar putea încerca să facă ceva deosebit de crud împotriva Ucrainei și le cere ucrainenilor să fie extrem de atenți. Це наша земля, це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів, майже півроку, абсолютна більшість наших людей не сумніваються, що ми дійдемо до перемоги України. Începând de azi, la Kiev au fost interzise adunările de amploare timp de 4 zile, iar angajații guvernamentale au fost sfătuiți să lucreze de acasă în această săptămână, de teamă că centrul capitalei va fi ținta unor rachete rusești. Ziua independenței Ucrainei este marcată pe 24 august, când se împlinesc exact 6 luni de la invazia rusă. 10 persoane, printre care și mai multe femei, s-au ales cu amenzi după ce s-au luat la bătaie în plină stradă. Nu este clar de la ce a izbucnit conflictul, iar pentru a-i potoli a fost nevoie de intervenția poliției. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum mai mulți bărbați și femei se bat și țipă, în timp ce alte câteva persoane încearcă să-i despartă. Unul dintre bătăuși a rămas la un moment dat fără haină, aceasta fiindu-i ruptă de către un alt individ. Întreaga scenă s-a petrecut chiar pe peronul autogării din centrul capitalei, sub privirile trecătorilor. Nu am reușit să aflăm de la poliție de la ce a izbucnit conflictul. Oamenii legii ne-au spus doar că la bătaie au participat în jur de 10 persoane, iar la fața locului a intervenit un echipaj cu polițiști. Ca urmare, bătăușii au fost conduși la inspectoratul de poliție pentru documentare și s-au ales cu câte o amendă pentru huliganism. Arena Chișinău ar putea fi deschisă în luna noiembrie acestui an. Asta spune ministrul infrastructurii, potrivit căruia acum se pregătește proiectul de alocare a banilor din buget necesar pentru construcția uneia dintre cele două căi de acces, iar lucrările ar urma să înceapă în septembrie. Darea în exploatare a obiectivului este un eveniment așteptat atât de către federațiile sportive de la noi, cât și de organizatorii de concerte. Noi pregătim hotărârea de guvern pentru alocarea banilor la moment și conform ceea ce noi vedem, ar trebui în septembrie-octombrie deja să înceapă lucrările. De această dată, Andrei Spânu nu a vorbit despre o amânare a termenului, deși a evitat să ne spună o dată exactă. Ne dorim să fie dată în exploatare în această toamnă. Exploatare la sfârșitul toamnei, înțeleg. Da, noi nu putem să-l dăm în exploatare până când nu avem cale de acces. Anterior, Spânu declara că de la început arena nu va putea găzdui evenimente foarte mari, pentru că pentru buna funcționare a acesteia este nevoie de cel puțin două căi de acces, una dinspre șoseaua Chișinău-Orhei, pentru care nu există impedimente, și alta din spatele arenei, din strada Bucovinei. În același timp, sunt mai multe terenuri care noi considerăm că au fost preluate ilegal și juriștii se ocupă de această problemă. Arena, darea în exploatare a căreia s-a tot amânat în ultimii 3 ani, este așteptată de organizatorii de concerte, având în vedere că are o capacitate de câteva mii de persoane. O sală în care ar putea fi și trebuie să fie organizate concerte de masă, cu mulți spectatori, deci este foarte ofertantă această sală pentru evenimentele culturale. Iar reprezentanții federațiilor sportive de la noi afirmă că arena polivalentă este un obiectiv strategic pentru sportul din țara noastră. Cu acesta obiectul va fi posibil de dezvolta nu doar probe de hartere, dar tot sportul moldovenesc. De aceeași părere sunt și președinții federațiilor de tenis și basket de la noi. Arena putea să fie o locație perfectă pentru a petrece o serie de turnee internaționale. Să înțelegem mai bine, turneile la care le petrecem noi au fost jucători precum Zverev, Tsitsipas și alți mari jucători care au ajuns să câștige turnee internaționale și chiar turnee de Grand Slam. Нам очень сложно перестраиваться
с наших условий попадать в такие залы, которые являются на сегодняшний день Кишинев-ареной. Поэтому вот этот период адаптации очень для нас болезненный и очень сложный. Поэтому пока мы привыкаем к этому всему, бывает так получается, что игра проиграна. Arena Națională a început să fie construită în 2018, fiind un proiect al democraților. Zero! Start construcție! Un an mai târziu, autoritățile promiteau că aceasta va fi dată în exploatare. Atunci s-a stabilit însă că obiectivul nu poate fi conectat la rețelele ereditare existente, iar guvernul Filip a împuternicit compania responsabilă de construcție să facă și aceste lucrări. Pentru asta, statul s-a angajat atunci să plătească încă 1,5 milioane de euro suplimentar față de contractul de bază în următorii 11 ani. În 2020, Igor Dodon anunța o nouă dată pentru inaugurarea obiectivului. Să facem deschiderea oficială la începutul lunii mai, pe data din 1 mai. Nu a fost deschisă nici atunci pentru că lipseau căile de acces. Apoi, în decembrie anul trecut, Andrei Spânu spunea că arena va fi dată în exploatare în primăvara acestui an, urmând o nouă amânare, deja pentru această toamnă. Pentru construcția arenei au fost cheltuiți peste 44 de milioane de euro, bani alocați de investitori, dar care sunt întorși anual din bugetul de stat. Clădirea principală dispune de o sală imensă, iar în jurul terenului special amenajat pentru sportivi sunt câteva mii de scaune. Mai există și o sală mică unde pot veni aproape 300 de spectatori. În ambele săli pot fi practicate 5 genuri de sport. La ieșirea din arenă se întinde un amfiteatru. Într-o altă clădire sunt mai multe bazine, saune, o sală de sport și un teren de joacă pentru copii. Acolo a fost amenajat și un aquacentru cu bazine, unele de dimensiuni olimpice. Se face văzut de departe datorită înălțimii cu care a fost înzestrat. Vorbim despre voleibalistul Vasile Talpă, care întoarce toate privirile când merge pe stradă. Ține are sportivul, dar și cu ce probleme se confruntă, aflați în câteva momente. Ne așteaptă o săptămână sufocantă. Meteorologii au emis astăzi un nou cod galben de caniculă valabil în următoarele 7 zile. Meteorologii afirmă că avertizarea intră în vigoare mâine și expiră pe 29 august. În această perioadă se vor înregistra maxime de până la 35 de grade Celsius, iar în weekend se așteaptă pe alocuri ploi cu descărcări electrice. Chiar și așa, mercurul din termometre va rămâne ridicat. Două militante femei l-au luat prin surprindere pe cancelarul german Olaf Scholz. În momentul în care au vrut să facă o fotografie alături de acesta, s-au dezbrăcat și au cerut un embargo imediat asupra gazului rusesc. Cele două activiste au fost îndepărtate rapid de agenții de securitate de lângă actualul șef al guvernului german. Incidentul a avut loc în acest weekend în timpul unui eveniment public organizat la Berlin, la care Scholz a făcut poze cu toți doritorii. Germania, care depinde mult de gazul rusesc, nu a impus până în prezent un embargo complet asupra gazului din Rusia, deși caută cu disperare alte mijloace de aprovizionare. Răsturnare de situație în cazul morții fiicei ideologului lui Vladimir Putin, Alexander Dugin. Un grup de partizani ruși, necunoscut până acum, ar fi responsabil pentru atentatul cu bomba asupra mașinii în care s-a aflat Daria Dugina, susține un fost deputat rus stabilit la Kiev. Așa zis, Armata Națională Republicană, care are drept scop răsturnarea regimului de la Kremlin, a lansat și un manifest prin care îi îndeamnă pe ruși să se revolte împotriva lui Vladimir Putin. Fostul deputat rus Ilya Ponomarev, care acum este stabilit la Kiev după ce a fost expulzat pentru activități anticremlin, afirmă că atentatul asupra Dariei Dugina a fost opera Armatei Naționale Republicane, un grup clandestin care activează în interiorul Rusiei și care are drept scop răsturnarea regimului Putin. Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией. Это нападение открывает новую страницу российского сопротивления путинизму. Новую, но не последнюю.
Ponomariov susține că partizanii ANR sunt pregătiți să comită alte atacuri similare împotriva unor ținte proeminente, cunoscute ca având legături apropiate cu Kremlinul, inclusiv oficiali, oligarhi și membri ai agențiilor de securitate ale Rusiei. Fostul deputat a citit ceea ce pretinde că ar fi un manifest al Armatei Naționale Republicane, care îndeamnă pe ruși să se revolte împotriva lui Vladimir Putin. Мы, российские активисты, военные политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России. Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником. Manifestul publicat și pe canalul de Telegram Rus Partizan promite că ANR nu va viza civili, însă precizează că Daria Dughina era o țintă legitimă, pentru că era tovarășa fidelă a tatălui ei, care a susținut genocidul din Ucraina. În schimb, propaganda rusă consideră că Ucraina este în spatele atentatului care a ucis-o pe Daria Dughina și cere răzbunare. Kievul a negat ferm acuzațiile. Anchetatorii ruși au transmis că iau în calcul toate ipotezele pentru a stabili cine este răspunzător pentru crimă, precizând că versiunea de bază este omor la comandă. Daria Dughina, în vârstă de 30 de ani, jurnalistă și expert politic, a fost ucisă sâmbătă seara într-un presupus atentat cu bombă la periferia Moscovei. A fost detonat un presupus dispozitiv exploziv la bordul mașinii cu care circula femeia. Mașina era însă a tatălui său, Alexander Dughin, și probabil că el a fost ținta atacului, este opinia care prevalează. Cei doi participaseră la un festival în afara Moscovei, iar Dughin s-a hotărât în ultimul moment să ia altă mașină. Acesta a fost dus la spital după ce a venit la locul exploziei și a văzut cu ochii lui mașina în flăcări. Alexander Dughin este adesea numit ideologul lui Putin, creierul lui Putin sau Rasputin, din cauza relației sale apropiate cu liderul de la Kremlin. Mulți consideră că el este cel din spatele invaziei ruse din Ucraina. Deși nu are un rol oficial în guvern, se spune că acesta îl influențează puternic pe Putin, în special în ceea ce privește propaganda. Alexander Dughin pledează de mult timp pentru unificarea teritoriilor rusofone și altor regiuni într-un nou vast imperiu rus. Imagini revoltătoare vin de la bălți din Spitalul Clinic. O activistă civică a publicat filmulețe și fotografii în care apar pacienții de la unitatea primiri urgente, care dorm pe tărci sau în scaune cu rotile, chiar pe holurile instituției. Aceasta afirmă că bolnavii sunt ținuți în condiții inumane, iar sala de operații este separată de alte saloane doar printr-o draperie. Conducerea spitalului spune că informațiile sunt false și că imaginile ar fi fost trucate. Condițiile Spitalul Clinic Bălți. Unitate primiri urgență. În imaginile filmate în acest weekend se pot observa saloane improvizate pe holul spitalului unde pacienții stau pe târgi, iar unii dorm chiar sub scările instituției. Secvențele au fost surprinse de activista Diana Grosu, care a publicat mai multe fotografii în care apar bolnavi legați de pat sau care dorm lângă un coș de gunoi. Totodată, activista a scris că unii pacienți sunt tratați într-o baie, iar în sala de operație poate intra oricine. Aici uitați cum ne țin pe noi așa ca pe viti, că cred că și la medicul veterinar mai bine stau cățelușe decât noi, pacienți și medicii. Solicitat de ProTV, directorul instituției a declarat că acelea sunt niște poze trucate, niște poze care filmate, nu știu din care aspect și cum, nu stă pacientul în baie. Directorul spitalului dă asigurări și că informațiile despre salele de operații care ar avea o draperie în loc de ușă sunt false. Cât despre pacienții ținuți pe hol în unitatea primirii urgențe, Ala Condrea afirmă că este o măsură temporară. Asta din motiv că în blocul unde se afla anterior secția au fost demarate lucrări de reconstrucție. A demarat proiectul Smurd 2. Acum suntem în proces de reconstrucție capitală, unde constructorii ne-au pus niște cerințe de a elibera definitiv spațiul, deoarece el este dărâmat. Acolo pacienții nu stau, acolo pacienții se adresează, sunt stabilizați, primesc ajutorul necesar de urgență, după care sau fie că sunt spitalizați în una din secțiile spitalului, sau fie că ei merg acasă cu recomandări la domiciliu. Nu este pentru prima dată când spitalul este implicat într-un scandal din cauza condițiilor deplorabile din saloane. În luna ianuarie a acestui an, de exemplu, pacienții internați la Spitalul Clinic Bălți se plângeau că instituția este plină de gândaci de bucătărie. Atunci administrația dădea vina pe bolnav pentru apariția insectelor pentru că ar fi adus mâncare în saloane. Doamnelor și domnilor, jurnalul Analizei se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!